de o pauză. Bună ziua pentru toată lumea, să rămână, doamnelor. Că mi-a luat fața. Bine că... Nu l-am văzut de foarte mult timp. De când a plecat cu avionul. Cu tot cu avionul. Cu tot cu avionul. Plecă lumea cu avionul. Și... Tu știi că am avut un șoc când am auzit zău. Când am auzit, da. Nu, sunt doamnele astea aici și nu pot să spun ce șoc am avut. Dar spun sincer, foarte important, dintre toți cu care am stat de vorbă, nimeni nu a spus ce a simțit când a auzit. Ai fost primul. Pe cuvânt. Ești fost primul. Eu am fost șocat. Da. Erai atât de simpatic și atât de la locul tău, adică nu mi-am închipuit. Că mintea ta poate să te duc așa. N-a fost mintea mea, a fost mintea lui George. Dar stai puțin, dar tu știi că m-am ofticat? De că ce? Nu mai luat și pe mine? Hai, cred că nu veneai, cred că nu veneai. Noi știi ce am făcut? Am încercat. Egoism, lasă-mă, lasă-mă să visez. Bă, să nu spun nimic. N-a spus, bă, nimic. Am mers pe egoism. Mă, nu e adevărat. Ce? Băi, mai rău ca la poliția. Păi am încercat cu un frate. L-am speriat, am mai încercat cu altcineva. L-am speriat și pe ăla. Am zis că dacă cer și la tine, te sperii și tu și ne-am oprit. Eu fugeam înaintea ta. Ai fost foarte drăguț. Vai, mersi, iar m-am grăcănat de emoție. Mă, nu mai tot în fața ta, e complimente că o să plec grăcănat de aici. Nu era crăcănici? Nu, că avea crăcănatul, aveam și noi, aveam unul crăcănatul, nu eram eu, eu aveam picioarele drepte. Acum, din cauza emoțiilor, o să ajung cu crăcănatul. Așa a fost condenul pe tine. Cam târziu, cam târziu. Da, mă, păi uite, m-a eclipsat Gocuța. M-a eclipsat Gocuța. Ce faci tu, ce faci ai tăi, mai întrebat de mine? Mă, cu ei amici! Nu știți cu cine stați la masă. Câte cale să treci pe la casierie la televiziune. Nu, nu, vorbesc serios. Acum eu am vorbit serios. Nu, nu, după. Ce a zis cineva? Hai să da, să dau sponsorizări. Nu am nevoie de așa ceva. Tare cum. Eu sunt persoană publică. Cornel, unde mă duc? Ce am terminat? Stai să mă liniștim un pic și îl întreb. E acum emoționat. Vă rog frumos, eu sunt... Nu primim. Am să-l întreb, promit. Nu primim. Măcar o aripă ceva. Nu de alta, dar eu sunt persoană publică. O să vă vând doi. Avem o întrebare foarte interesantă pentru tine. Colegii noștri vor să știe ce ai făcut tu după ce am plecat noi. Unde ai mai dansat? La... Și-acum dați interviu? Nu, nu interviu, e privat. E privat. E privat între noi. Întâlnirea noastră e privat. Cât îmi dau? Noi trebuie să-ți dăm. Noi trebuie să-ți dăm. Am adus valută. 15 ani la Teatrul Constantin Tănase, 7 ani solist. La Tănase. Deci după ce? Am avut dreptate pentru că știam că mă cunosc undeva și știam. Nu pot să cred și mi-a cerut autograf și nu am putut să-l dau. Nu, adevărul e că eram asaltat. Eram asaltat. Nu mai nu știam ce mai nu mai știam pe mine. Era solist stânga dreapta, nu mai puteam stânga dreapta. Pentru mine era... Toată lumea fugea de mine. Pentru mine era o când apărea Puiu Călinescu lângă mine, nu mai mă cunoștea. Pentru mine era un delir să te privesc dansând. Și pentru mine un deliciu. S-aud cum ai întins-o. Și cât curaj ai avut. Mai ales George. Mai ales știi ce s-a întâmplat? Curaj. Norocul care l-a avut George este că pe partea mea nu era ușă, deci nu mai puteam să stau. Nu mai puteam să trebuia să stau. Deci întotdeauna tu o să dormi o singură parte. Așa te-ai chinuit. Acum mai la serios. Vorbesc serios. În locul lui Johnny. Am fost cu copiii cu o trupă de folclor în Italia la Rimini la un festival internațional. Am luat două locuri întâi.
Și am plecat și cu aceiași copii și cu un dans modern. Acum am înțeles, grupa ta a câștigat locul întâi. Da. Acum am înțeles. Din vreo 47 de formații. Fantastic. Din 13 sau 14 țări. Prima din 47. Și la dans, și la secția de dans modern și la folclor. Ai și pe folclor acum? Așa partenerul nostru. Bogdan, el a fost Bogdan. Uite-l pe domnul. Gheorghe Bogdan. Uite-l pe domnul. Că ți-am vorbit de el la telefon. E acolo eu. Am carnetul de bord. Așa, pe ăla. Unul pe la față, unul pe la primă. Și ne grăbeam. Nu eu, că nu era avion. Mi-l-ai dat mie. Era violent. Credea că ești tu. Și șarpen zice... Păi tu vrei să fac scripteți pe masa aici? Da, bebe? Da? Ce zice? Că ăștia au lovit cu un aneu și vor să zboare. Și bă, Genaru... Bogdane, nu ai întrebat cine, eu sunt doamna. Ce zice? Ce am? Ai urât lui la telefon. Cu tine n-am vorbit la telefon, am vorbit în sindicat, contabil Băsescu, bip, 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 Băsescu, bip, bip. Așa, nu mai... Știi. Ai întrebat cine sunt. Domnul Gherghel spune că n-a fost pilot pe Genaru atunci. Ultimul nu, zbor. Nu, dar este posibil. Scuzați-mă, vă rog. Eu vă spun ceva. Avionul în ziua respectivă a avut o defecție. Deci eu am venit... A avut o defecțiune. Și n-a plecat cum a fost programat inițial. Exact. Și cred că a rămas planificat cu echipajul ăla. Când ți-aduți aminte, a venit înapoi. Sigur, ne-am întors la Boteni. Și eu cred că s-a făcut o încurcătură acolo. Adică nu s-a făcut nicio încurcătură. I-a fost cuiva lene să mai schimbe echipajul adevărat. Și cine a fost? Exact, ai văzut? Cine a fost pilot? Deci, instructor a fost... Ți-am tot spus până acum că am... Nu Bojenaru. Nu. Bojenaru e țiganul, ziceam noi. Bip, bip. Nu. Nu, mă, Ghițulescu. Ghițulescu în Niamey. Da. Ghițulescu a mai rupt un avion la Niamey. Așa. Am rupt și mai unul. Cum? Am rupt și mai unul. Unde? La aterizare în Austria. Ăsta, singur. Șamba, mă gândeam că... Când mă întrebați de unde știu. Așa. Da. Păi noi, după ce ne-am luat, a coborât șarpe și a zis, ei, bip, bip, ne-am dus și ne-am luat leafa. Și eu când am ajuns la aia, am zis, bă, nu e mapa de navigație. Și m-am întors și de asta, oricum, unul crezi. Nu, cu Viorel, el, el e când s-a întors după mapă de, și tu butonai pe acolo. M-am întors după mapa de navigație și am scos-o din... Din buzun. Singurul care avea cămășeaua, după cum ai zis, nu? Da. Da, asta mi-aduc aminte. Da. Și mai era într-o bluză ca asta, Ivanov, săracu. E... are o... Chiar mi-a zis soția dacă ne întâlnim să chemați și pe el. Că... În fine. Data viitoare când vine George înapoi. În august, septembrie, dacă nu mai avem legătura. Nu o să poți. Nu o să poți, dacă vrei așa o după amiază, ca aici. Ceva în zi. Da. Nu, cu mine a zburat ultima oară avionul în România. Și eu coborâm pe scări, adică urcând pe scări, după ce mi-am luat mapa de navigație, șarpe, șeful Cipa, pilotul șef, cobora și zicea, eu omor. Și eu zic, pe cine omor, bă? Bă, ăștia nu vezi că au lovit aneu? Și voi plecați. Fantastic. Dar au știut cine a plecat? Cum? Au știut cine a plecat? Nu, păi după aceea eu... vine Petre Roman și spune că el a sărit gardul la guvern. Păi pe noi ne-a dus pe dedesubt. Pe-n pământ. După care au mutat radarele pe vest. Și au constatat că voi ați ieșit din România în Iugoslavia. Și v-au spus că... deci eu repet ce am văzut, ce am auzit acolo. După care au zis pardon, au luat cap nord și au intrat în Ungaria. Și ungurii au spus
i-au raportat, nu, cine era, Căciulă, general Căciulă sau ăsta, nu mai știu, nu știu. Și a zis, pardon, dacă îl doborâm, dar are crucea roșie pe el și nu putem. Și atunci îl însoțim. A fost însoțit de la Seger? Da, da, de Ungurii, i-am și văzut. Că raportau în sensul în care cu trenul scos, cu flapsul scos, voi reduceați motorul și ei trebuia să se ducă înainte. Mint eu? Nu știu. Nu. E corect? Asta auzeam eu la rază atunci. Asta vrem să și știm. Cum? Și mai departe ne-au ținut la CIPA, tot ne-a Iorgu, zice. Venea un om care ne aducea cafele și nouă și procurorilor. Ne-a Iorgu. Și cum s-a urcat peste Arneu cu aripa dreaptă? Vă spun eu. Nu cu dreapta, cu stânga parcă era. Nu, cu dreapta, voi ați decolat, ați ieșit? Nu, cu stânga, cu stânga, nu. Fii atât, erau pe smog și am intrat cumva paralel cu ei, erau în lungă așa. Așa. Și-au plecat, a, pe stânga și după aceea v-ați dus că ați vrut să decolați inițial. Nu, așa. Ei n-au vrut, că ei... Deci ideea a fost că voi ați vrut să decolați... Peste aia, așa se credea. Peste aia, nu? Corect. Eu eram de corect, da. Și finalul a fost că... judecă procurorul zice, dacă știa atâta, iată și scrie. Și noi ne-am dus și ne-am culcat. De asta m-am zis că e o chestie de jokes. De, da, glumă. Și că domnul Iorgu, dacă știți, să trebuie să scrie lumea. Și noi ne-am zis, doamne, de. Asta e, în mare. S-a mai vorbit după aceea? Cum? S-a mai vorbit după aceea? Nu. De exemplu... Voi când ați aflat că erau bătut? Eu... Nu, a fost mult timp până când s-a spus că ați plecat cu avionul plin. Că au fost aia de la Timișoara. Zvonuri de toate felul. Zvonuri de... Povești. Că au vrut să amețească povestea. Sigur, de toate astea, ca să nu fie ei proști. Sau... Și... Nu știu dacă pe voi v-au urmărit mult sau puțin, dar nu. Eu am mers după 89 să aduce... Nu, după 80. Da, zici bine, până în 80, nu? Diverse chestii astea de verificarea bagajelor, nu numai de la ruși care stricau... Am înțeles. Filmul, știi? Da, da. Dar tu n-ai fost, dar nicio... Dar nicio... Dar un cât? Nu, nu. N-au apucat, că ce era 76. Eu i-au terminat școala după 2 ani au plecat, nu? Da, 76, un an și ceva. Dar voi cu cine ați fost promoții? Noi am fost promoții de școala militară de media. Voi sunteți media, și cu Nae? Nae cine? Nae Popescu? Nae Georgescu? Eu cu Dobrică, dacă zic cu Dobrică. Dobrică... Liv, Cărăușu... Costel... zi, că mi-a fost mie mecanic. Costel un tânăr, Costel... Nu e aici, nu că n-au venit. Costel cum? Nu. Poate și el cred că a fost mecanic. Cum o stați? Nu mai pot să văd, dar nu sunt un pic chiar din generația voastră, mă, mame, țitule. Altceva, făcea și dansă. Când merg așa pe Queensland și merg așa vreo 2000 de kilometri, mai aud, bum, bum, mă scoală că eu adorm. Am mai lovit unul. A, îți fac semn, băi, trezește. Da, stai așa, cred că am lovit unul mic, încă mai sunt în viață. E haios. Ce se întâmplă? Că acolo avem zone în care câteodată e secetă. Dacă plouă, mă rog. A, și la noi. Și se adună apa pe la marginea drumului. Oh, la noi! Și iarba e mai verde acasă. Da, s-a uscat. Și el când vine acolo unde nu, iarba mai verde, îi mănâncă. Și mergi noaptea și când vede luminița, hello, ia-mă și pe mine. E un blitz ceva și pam. Sunt de-aia micuți. De-aia mai mari sare peste numai, mușini. Sunt de-aia micuți cu pampers pe ei. Am un secret despre canguri, pot să spun de fizionomia lor. A trebuit să le studiez. Hai bă, da, mă, n-am văzut, nu m-am sunt.